Ai crezut într-un om și ai dăruit tot ce aveai mai bun în tine. Nu știi de ce v-ați despărțit, cui să-i cere ajutor. Nu te plângi oricui, nici pe el nu-l chem să vadă că a lăsat în urma lui sufletul nebun de dor. Tu credeai că ai pereche și un înger păzitor. Sufletul în zbor căzut, orbită de iubire, credeai că ai totul și-ai pierdut. Să te ajute, cu tine însuți doar vorbești. Stai în casă și plângi, ești al nimănui. Din orgoliu nu-i mai spune că a lăsat în urma lui sufletul. Tu credeai Mulțumesc frumos! Romanița Fricosu! Wow! A interpretat cu atât de mult curaj această melodie. Andra, suspini, suspini, suspini. Suspin de fiecare dată când aud cântece atât de frumoase și atât de frumos interpretate. Nu mă înșel, e un cântec al Mădălinei Manole, nu? Nu te exact. Îți mulțumesc pentru această alegere. Îți mulțumesc că de 1 decembrie a adus în atenția noastră și în atenția publicului un cântec atât de frumos, de la o cântăreață pe care o vom păstra mereu în inimile noastre. Ai interpretat adevăr. Foarte frumos. Felicitări. Mulțumesc din suflet. Smile. Recunosc că nu știu, am o slăbiciune pentru Romanița. Mi se pare că este foarte efervescent așa. Mi se pare că întotdeauna atrage atenția asupra ei și prin voce și prin prezență și în primul rând prin imprevizibilitatea pe care o are. Mi se pare că te poți aștepta la orice. Te-a cucerit încă din blinduri când ți-a cântat nu sunt perfectă, da, nici nu vreau, okay. Nici nu. Nu e nicio problemă, n-am avut ocazia să lucrez cu ea, dar am ocazia să o văd strălucind pe scenă. Viața e lungă. Am ocazia să te văd strălucind pe scenă. Și mă bucur că ai venit la emisiunea asta. Mă bucur că ai venit la Vocea României. Meriți să fii aici la Vocea României. Și ți-a ieșit un moment foarte frumos. Bravo! Mulțumesc din suflet, chiar contează enorm pentru mine.
Bravo, bravo, Irina, ce ai de spus? Mie, din contra, mi s-a părut un pic previzibil alegerea piesei, ba chiar previzibil că nu a fost, nu știu, tu n-ai avut curaj sau un actor grăbit și cu toate astea îmi place foarte mult, îmi place maxim piesa asta. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai puțin teatral, pentru că Madalina Manole totuși reușea să transmită cu vocea. Dar tu nu ești Madalina Manole și Madalina Manole nu este, sau mă rog... Irina, ce înseamnă teatral? Da, să ne axăm pe ce spuneam, care este mai important decât teatral. Măi, este o zi teatral. De sărbătoare, iubiți. Una peste alta, ai avut un moment frumos și știu să-l apreciez și îl apreciez. Mulțumesc din suflet. Teatral. Teatralul Tudor Chirilă. Madalina Manole era orice, dar nu sigur era și teatrală. Madalina Manole era... extrem, dar era prin voce, transmitea prin timbru ei, care era... Ai fost la vreun concert? Poftim? Madalina Manole? Poftim? Ai fost la vreun concert, Madalina Manole? Nu, dar am ascultat-o mult. Ai văzut-o? Nu, dar am ascultat-o mult. Păi da, dar ție teatral ți s-a părut, nu, din cum o vedeai pe Romanița? Mult, mult, mult. Ție teatral ți se părea din oameni buni, să nu se lase cu bătaie, atâta tot, că sunt copii în sală. Nu, încercam să... Eu întotdeauna când aud... Echipa de intervenție. Eu când aud un argument, încerc să-l înțeleg. Da. Revenind, Romanița, Parisul ăla nu ți-a stricat deloc. Se pare că și în patiserie, în Paris, capeți puțină eleganță. Și la spălat WC-uri la Paris se pare că capeți eleganță. Și la munca de jos la Paris capeți un pic de eleganță. Probabil că Brâncuș a înțeles chestia asta foarte bine, de-aia a mers pe jos până acolo. Și acum că te-ai întors acasă, ar trebui să nu pierzi acea eleganță. Asta m-am și luptat ca tu să ai reținere. Pentru mine eleganță înseamnă măsură. Și din punctul meu de vedere, tu ai condus astăzi cântecul ăsta pe care puteai să-l dai de gard și să-l cânți cu... Pentru că tu ai un soi de exuberanță și un soi de patos în cântare, care din punctul meu de vedere trebuie reținut. Reținut adică restrâns. Și mie mi se pare că câștigul nostru, al nostru doi, în seara asta, că alergăm și noi pe culoarul ăla, fiecare concurent din echipa mea, câștigul tău în seara asta este eleganță, rafinament și măsură. Într-un cuvânt, Chirilă. Măsură! Lucru pe care îl găsești foarte greu în ziua de astăzi și exemplele sunt foarte aproape de noi. Mulțumesc din suflet. Pentru mine Tudor, partida e câștigată în momentul ăsta. De Tudor Chirilă, neînfricata Romanița Fricosu.